Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul din această seară a emisiunii Cabinetul din Umbră este ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șefcenco. Domnule Șefcenco, bună seara. Bună seara. O să vorbim în limba română și asta era una din primele întrebări pe care vroiam să vă adresez. Cât de repede ați învățat română? Pentru că unii stau aici de o viață și spun că e tare grea limbă. Pentru cei care vorbesc cu ucraineană, această limbă este mai ușoară de studiat, mi se pare, pentru cel puțin din punctul de vedere gramaticii, logicii. Și nu trebuie să te gândești în ce cuvântul după ce trebuie să vină, ca la engleză, da. De exemplu. Deci, în general, am făcut... După 2 sau 3 luni am început să citesc, sigur, cu vocabular. Într-un an am stat de vorbit. Foarte bine. Da. Deci e posibil. E posibil. Depinde de eforturi. Da. Am făcut azi, înainte de această emisiune, un test în redacție. Le-am spus colegilor că veniți la noi și i-am rugat să spună care este prima întrebare care le vine în minte, pe care v-ar adresa-o ei dumneavoastră. Toți m-au rugat să vă întreb când se termină războiul. Sper că în curând. De ce depinde? Depinde de ucrainieni și în special de militari ucrainieni, depinde de partenerii noștri și aliații noștri care oferă asistență militară și depinde de inamicii noștri, cât de puternici să fiu sau cât de slabi să fiu în unele porțiuni de linie de front. Deci de mai multe factori depinde. De logistică, de motivație. Deci de mai multe factori, dar cel puțin din partea Ucrainei, toți ucraineni, 93 sau 4% consideră că victoria asupra Ucrainei, asupra Rusiei e posibilă. Și cu 1% adică mai mult... Victoria Ucrainei în acest militară, război. Victoria militară în acest război este posibilă și cu 1% sau 2% mai mult ucraineni, deci cam 94%, sunt împotriva unor cederi în acest război ca să ajungem la pace mai repede. Da, asta era unul din elementele pe care eu vreau să și l-am în scenariu ca să-l discutăm mai pendelete un pic. Înainte de asta însă trebuie să mai fac o precizare ca să explicăm și faptul că ați venit în Port Popular astăzi. E o sărbătoare importantă în Ucraina, Ziua Portului Popular. Și eu tot am căutat azi o cămașă ca să arăt cam așa, dar n-am mai găsit-o până la urmă. Cineva mi-a promis-o că mi-o aduce până în seară, dar nu mi-a mai adus-o, așa că la anul rezolvăm și problema asta. Veți avea încă un an. Exact. De găsit. Da. Și mai e această zi importantă, ziceați dumneavoastră înainte de emisiune, are și o altă conotație mai tristă și o să vă rog să ne spuneți dumneavoastră despre ce este vorba. Tot în ziua de 18 mai, 79 ani în urmă, Uniunea Sovietică a început o operațiune care în prezent a fost proclamată de Parlamentul Ucrainean ca un act de genocid tatarilor din Crimeea. La data de 18 mai anului 1944 s-au început operații de deportare tatarilor din Crimeea în Siberia și Asia Centrală. Această operație a durat 3 zile numai, tot poporul tatarilor din Crimeea au fost deportați în tunelmente. Foarte mulți pierderi umane, foarte mulți morți pe parcursul transportărilor în Siberia, în condiții inumane respective.
Și toate aceste atrocitățile sunt proclamate de către Parlamentul Ucrainean ca un act de genocid asupra tatarilor din Crimea. Basarabenii știu ce înseamnă Siberia. Da. Noi tot am trecut prin... Unii politicieni din Moldova s-au născut în Siberia, unii de aceea. Da, da, da. Și din păcate slujesc astăzi unor interese străine. Și... este alegerea lor. Da. Unul din argumentele pe care le-au invocat rușii pentru invadarea Ucrainei a fost neadmiterea aderării Ucrainei la NATO. Iată, după un an și trei luni de război, în opinia dumneavoastră, Ucraina ar mai fi dispusă să adere la NATO? Absolut. Fără nicio îndoială. Chiar și după aceste sacrificii pe care... În special pentru că poporul nostru a făcut atâtea sacrificii ca să apară dreptul la alegerea noastră, nu cea rușilor. Știți că în Republica Moldova există o mare reticență din partea majorității, din păcate, în momentul acesta, majorității populației în ceea ce privește NATO. Pentru că o percep în felul cum au creionat-o politicienii proruși care au guvernat în Republica Moldova, au transformat NATO în sperietoare și oamenilor li s-a inoculat alianța agresivă. Exact, da, că aduce război și așa mai departe. Iată, Ucraina, de ce are nevoie de NATO în momentul acesta? Și ce lecție a învățat Ucraina de pe urma celor întâmplate? În ceea ce privește propaganda rușilor, aș spune că aderarea la NATO este motivul pentru războiul rușilor împotriva Ucrainei. Nu este cauza. Deci trebuie să diferăm cauza și motive. Sau argumente. Cauza este foarte simplă. Liderul rus se gândește cum rămâne în manualele de istorie cândva, câte abzațuri sau rânduri să fiu destinate perioadei lui de conducere Rusiei. Și de ce el consideră că misiunea lui istorică este reinstitui Uniunea Sovietică sub numele nou Rusia. Deci asta e cauza principală de ce s-a început război. Dar motivele, argumentele, explicații, da, sunt diferite. Una printre ele este aderarea posibilă Ucrainei la NATO. La începutul de război, mulți moldoveni au fost foarte îngrijați de hartele apărute la televiziunea rusă, Moldova s-a apărut lângă Ucraina și unde cineva punea arătătorul acolo. Da, arătătorul exact la Moldova. Da. Moldova este țara neutră. Nu se cere la aderare la NATO sau așa ceva, dar se apare pe hărțile rusești. Era în vizor, da. Absolut. La anul 2014, când de facto a început agresiunea rusă în Crimeea și la Donbas, Ucraina a fost țara neutră. Absolut. Exact. Nu a fost nicio amenințare, nicio dorință să adere la NATO. Ucraina a fost, toți ucraineni au fost concentrați pe probleme interne, Ianukovici și consecințele lui. Da. Deci, în totalmente, credeam despre toate opiniile noastre au fost direcționate la probleme interne, nu cele externe de aderare la NATO. Ok, au fost voturi și toată lumea a revoltat împotriva lui Ianukovici când el n-a vrut să semneze acordul de asociație cu Uniunea Europeană. Pentru că era o idee probabil națională ucraineană, că Ucraina trebuie să fie țara membră Uniunii Europene. Da, dar despre NATO nu era vorba. Și din punctul de vedere juridic, Ucraina era țara neutră. În Constituție,
a fost o prevedere specială ca Ucraina se află în afară de oricare bloc, oricare alianță militară. Deci era prescripție constituțională. Și, dar Rusia a început război. A încercat să anexe Crimeea. Da. Deci, cauzele și motive sunt diferite. Da. Haideți să... că situațiile sunt... Scuze, și da. Numai apoi această idee de aderare la NATO s-a răspândit atât de larg în societatea ucraineană că chiar a fost introdusă în Constituție, dar în 5 ani în urmă. După agresiunea. Asta vreau să înțeleg. Această idee a căpătat popularitate în Ucraina pe fondul agresiunii și agresiunii ruse în raport cu Ucraina. Oamenii au început să se simtă în pericol și au zis, da, mai sigur. Bine să avem această umbrelă NATO, pentru că asta vreau să înțeleagă și cei care ne privesc acum, că într-un fel, acum noi, stând după scutul ucrainean, vedem tot felul de oameni politici, dar și oameni simpli care gândesc un pic altfel. Ei nu percep NATO ca pe o umbrelă de securitate pentru Sigur, Republica pentru că există Moldova. Ucraina. Da, da, pentru că există Ucraina în momentul acesta. Din păcate, între Ucraina și Rusia nu este niciun alt. Nici da. O altă țară, da. Avem o frontieră comună. Și Ucraina trebuie să țină piept absolut, de una singură absolut. În această și situație. Și comparând resursele umane, da. Întrebarea era volumul economic, de ce avem să le explicăm și oamenilor de ce e bine să fim și de ce avem nevoie de această umbrelă de securitate. Foarte simplu. În lumea noastră contemporană, fiecare țară trebuie să fie protejată și apărată. În mod normal, trebuie să fie apărată și protejată de către poporul și guvernul propriu. Da. Dar țările sunt mici și mari, și medii. Și comparând resursele umane, economice, financiare, militare, sunt țări care pur și simplu nu-și permit. Exact. E prea... scump. E prea scump, da, mulțumesc. Și de ce s-au inventat un lucru care se numește alianțe militare de apărare. Unul printre ele este NATO și sunt unite mai multe țările care, mici și mijlociu, da, sunt lideri mări în această alianță care au o contribuție în apărare mai mare, dar sunt și țările mici și mijlociu, care tot sunt uniți în această alianță sub umbrelă nucleară, pentru că asta e important. Toată lumea știe că dreptul internațional este foarte sigur, dar nimeni nu știe ce să facem dacă este încălcat de țara nucleară. Da. Nimeni nu știe. Și numai alianța militară care este comparabilă ca o putere militară cu țara încălcantă poate să ne ajute. Spuneți-ne, cum a schimbat acest război percepțiile geopolitice ale ucrainenilor? Și o altă întrebare pe care în context vreau să vă adresez, iarăși reieșind din felul cum înțeleg moldovenii. Spuneți-ne dacă poți fi pro-rus de frică. În ceea ce privește percepții, v-am spus că în 2014 societatea ucraineană a fost pro-europeană, dar n-am avut o majoritate care voteau pentru Alianța Nord-Atlantică. Exact cum e la noi acum. Exact. Dar după Crimeea, după Donbas, când am văzut câte sânge trebuie să donăm ca să apărăm țara, când am înțeles că acest război poate fi în engleză endless, fără niciun sfârșit, când toată lumea a înțeles că Putin nu se glumește, când vorbește că Ucraina nu există ca... Da, istoric. Fost Uniunea Sovietică
a fost de facto Rusia și Ucraina ca țară a fost inventată de către Lenin, bolșevici încă cineva. Deci ucrainenii au înțeles că trebuie să facem ceva mai mult decât simplu apărăm țara, trebuie să avem aliații și partenerii mai puternici decât Rusia. Uh-huh. Și lumea a fost unanimă, toată lumea a fost unanimă în Ucraina, că numai o singură alianță în lume este mai puternică și poate apărea Ucraina. Dar pentru aceasta trebuia să trece câteva ani sângeroși, cu tragedii umane. Opinia publică trebuia să se înțeleagă acest lucru. Trebuia să fie anihilată televiziunea rusă din televizoare ucrainene. Deci, numai apoi, ucrainenii au început să se înțeleagă ce e bine, ce e rău, deci, cine e prietenul nostru, cine e inamicul nostru. Abia când această tragedie a început, atunci exact. Au început să înțeleagă. Toată lumea știe că cele mai experiența cea mai bună este cea proprie, da. Chiar dacă este tragică. Nimeni nu se învață pe experiența cuiva. Da. Din păcate, asta e. Dar Putin a reușit în războiul de scară largă, în ultimul an, Putin a reușit să facă tot ce n-a putut să face niciun președinte ucrainean în toate 32 ani de independență. A unit societatea. Putin nu numai a consolidat atât de tare ca nu e nicio îndoială la niciun grup social. Este alegere aproape unanimă. Toată lumea se suportă eforturile președintelui mai mult decât 90%. Uh-huh. Niciodată n-a fost așa. Uh-huh. Niciodată. Uh-huh. Fiecare președinte, cea mai mare scară de suport a avut în primul an de activitate, da. Primul an de mandat și numai apoi această scară scădea în mod permanent. Și numai un președinte a avut posibilitatea să fie ales de două ori. Toți alții au fost aleși numai odată. Uh-huh. În prezent, președintele ucrainean este în al patrulea an de mandat, a fost ales în 2019, uh-huh. și se bucură de suport mai mult decât 90% din ucraineni. Da. Inclusiv datorită lui Putin. Inclusiv. Da, Putin nu e tare fericit pentru de treaba asta. Pentru că este un liderul tare, pentru că facea tot ce se așteaptă societatea de către liderul și de aceea. Da, și a reușit să convingă partenerii internaționali, da. Să ofere acest sprijin masiv pe care îl acord acum Ucrainei. Acum, la a doua parte a întrebării, vreau să revenim. Dacă poți fi prorus de frică, și nu vă întreb în zadar de chestia asta, pentru că în societatea moldovenească foarte des am auzit, haideți noi să nu ne băgăm, chiar și din partea unor politicieni, dar să-i lăsăm pe dânșii să se bată, să nu ne băgăm, pentru că vreți să-l enervăm și noi pe Putin, da? Există percepția asta în societatea moldovenească și ea nu știu cât de sănătoasă este. Acum să ne spuneți dumneavoastră, pentru că bănuiesc că și în Ucraina au existat astfel de oameni care ziceau, da. Haideți mai bine să nu stăcem. Să-i lăsăm Crimeea pe Putin, da. Ca să nu noi plecăm, merge mai departe. Plecăm capul și hai, poate nu ne-ai invada. Cum a evoluat această percepție a acestor oameni, ca să înțelegem cum ar putea să evolueze la noi această percepție a oamenilor din Republica Moldova? Din păcate, Ucraina a înțeles pe piele propria, că această logică nu funcționează în cazul lui Putin. De fapt, 8 ani din anul 14
Putin a avut Crimeea și Donbass, tratativele de la Minsk, cum pot fi returnate Donbass și Luhansk în Ucraina. Dar, de fapt, toate aceste 8 ani, Rusia a folosit pentru a pregăti o nouă invazie. Recent, în acest an, au fost făcute publice planuri Rusiei referitor la Belarusia, să se integreze în Rusia până la anul 2030, referitor la Moldova, până la anul tot de 30. Sunt sigur că există asemenea planuri și pentru toate alte republici foste Uniunii Sovietice. Pentru că ținta majoră liderului rus este reinstituirea Uniunii Sovietice sub altă nume. Novorosia, de exemplu. Ca o parte. Da. Rusia. De aceea n-are rost. Lasă-te în pace rușilor sau nu lasă. El are planul lui. Și realizează lor. Uh-huh. Asta e important. Realizează. Da. Înainte să vă întreb despre felul cum este perceput ajutorul Republicii Moldova în acest ajutor modest pe care îl poate oferi o țară mică cum este Republica Moldova. Nu cea mai bogată din Europa, da. Da, da. Dar înainte de asta, facem o paranteză și eu sunt foarte curios să știu, să ne spuneți ce făceați dumneavoastră pe 24 februarie 2022 și cum ați perceput această veste că a început războiul. Sincer vorbind, erați la Chișinău? Da, am fost la Chișinău. Aha. Am avut o conferință ambasadorilor în luna decembrie, la care s-a vorbit că situația poate se dezvoltă în diferite scenarii. Uh-huh. În ianuarie, februarie, lucram la diferite scenarii de reacție ca serviciu diplomatic. Da. Inclusiv au fost elaborate niște scenarii cum să procedăm dacă, de exemplu, nu există linii de comunicație, nu funcționează linii de comunicație, uh-huh, sau telefoane, sau e-mail-uri, sau sistemul de electronic de comunicație intern, serviciul diplomatic. Deci, au fost elaborate niște scenarii de bază. Da. Au fost pregătite niște instrucții pentru fiecare ambasador generale, pentru că nimeni nu știa ce anume se întâmplă. Așteptau ca ceva să se întâmplă, dar ce anume și în ce scară, uh-huh, nimeni nu știa, cel puțin în străinătate. Da, și 24 februarie. Da. S-aud bubuituri inclusiv la Chișinău. M-am trezit la 5 dimineața, 5:20, auzind un exploziu puternic. Și credeam că ceva a explodat lângă Chișinău, sincer. Am primit un telefon din... Un pic mai târziu am primit un telefon din colegul de la Belz, tot auzea. Uh-huh. Credeam să întâmplă ceva. Mai târziu am realizat că era explozie la Odessa, și prin Nistru sunetul lor a ajuns chiar până la aici, da. Am ajuns la serviciu, am realizat că nu avem nicio linie de comunicație funcționabilă, site-ul Ministerului de Externe căzuse, dar poșta electronică nu funcționează, messengerul meu tot a fost blocat. Da, deci totul s-a început. Ca în manualele pentru război. Prima lovitură pe centre de comandă, linii de comunicație și stocuri de armament. Aha. Deci linii de comunicație noștri tot au fost lovite de către hackeri. Hackeruri. Uh-huh. Hackeri. Hackeri, da. Hackeri. Da. Deci acest atac cibernetic a venit în paralel cu bombele, cu rachetele. Exact. Uh-huh. Și la tot serviciul diplomatic a fost.
Ok, am activat scenarii de rezervă care au fost discutate mai devreme. Deci am început activitatea. Sigur că primele pași au fost să se înțeleagă ce s-a întâmplat ce se întâmplă, unde, în ce scară, cu ce seriozitate, dacă sunt numai bombardamente sau bombardamente plus invazie pe terestru, da, teritorial. Teritorial, deci și cam în o oră sau două deja ceva s-a clarificat și Da. Cozile imense la intrare în Republica Moldova, așa, la Palanca și aici Tudora. Ajungem, aici cozile imense la ieșire din Republica Moldova, deja, dar făcute deja. Dar asta vreau să înțeleg dacă, alte persoane. Dacă eu am văzut reacția, mie mi s-a părut exemplară, a autorităților de la Chișinău în acest caz, au reacționat foarte rapid și chiar au și-au deschis porțile pentru refugiații ucraineni. V-ați așteptat ca la acest val atât de rapid, de mare să fie din start? Am așteptat ca să fiu refugiați. S-au discutat aceste scenarii din timp? Am așteptat ca să fie un număr de refugiați, dar nimeni nu știa cât de mare să fie. Uh-huh. Nimeni nu știa. Și nimeni nu știa cât de severe să fie bombardamente asupra țintelor civile. Uh-huh. În prima zi am înțeles că cele mai severe bombardamente sunt nu numai la ținte militare, dar și cele civile. Uh-huh. În special, în mod demonstrativ. Sursele de propagandă rusă răspândeau video-imagini, da, cum rachete lovește un bloc locativ, da, cu multe frică. Etaje, ca toată lumea trebuie să fie frică. Să se teamă, da. Și toată lumea trebuie să fie alergată să fuge. Da, 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 da. Ca să blocheze militari pe drum, ca drumuri să fie blocate, ca să fie panică, Caos, linii electronice de comunicare sunt blocate, informația sigură este greu accesabilă și așa mai. Deci, da, panică și caos. Asta era ținta lor majoră în prima zi. Dar da, a trecut, am reușit să ne descurcăm. Spuneți-ne cum apreciați sprijinul Moldovei oferit Ucrainei în acea perioadă și până în prezent și dacă credeți că ar putea Republica Moldova să facă mai mult pentru a ajuta Ucraina în această perioadă? Vedeți, sunt bazele diferite de comparație. Dacă ești în război, fiecare ajutor este atât de valuabil ca simplu ajunge la tine. Uh-huh. Și chiar la ambasada noastră avem mai multe exemple. Suntem tot vroiam să ajutăm cu ceva, da, în Ucraina, celor care au rămas în Ucraina și pe soldați și celor civili și în spitale și așa mai departe. Și am realizat că nu suntem cea mai mare ambasadă, care nu suntem în cea mai bogată țară din lume. Nu putem oferi un ajutor financiar sau material relevant cu cele oferite de germani sau francezi sau britanici. Da. Nu putem. Dar am realizat că chiar un ajutor mic, dar în engleză este termenul well-targeted, care a ajuns la timp la locul potrivit, poate fi mai valoros decât asistența mare, bogată, dar ajunsă mai târziu decât trebuia sau așa ceva. Deci, de aceea, asistența care a fost oferită de Republica Moldova este foarte valoabilă, pentru că, în primul rând, era o țară cea mai apropiată. Da. Și oamenii puteau să ajungă, de exemplu, în Odessa, într-o oră. Cel puțin primii care fugeau au ajuns într-o oră. Da.
Alții au avut nevoie de stea și 10 ore. Uh-huh. Dar pentru că Moldova era cea mai apropiată țară. Cel mai sigur loc, cel mai apropiat sigur loc. Uh-huh. Asta e important. Și acolo unde au ajuns Palanca, Tudora, alții puncte de trecere, de frontieră, așteptau deja oameni simpli. Ok, poliția de frontieră a făcut serviciul lor în mod perfect, s-a coordonat cu colegii lor ucraineni, deci totul era foarte bine. Mergea foarte repede. Repede, absolut repede. Mulți oameni ajungeau fără acte necesare de, pentru trecerea de frontieră. Asta era problema. A fost rezolvată foarte repede de către granicierii ucraineni și poliția cei de frontieră. Moldoveni. Uh-huh. Da? Oameni cu copii, oameni cu disponibilități și așa mai departe. Deci, vedeți, atunci când oameni ajungeau, cea mai mare nevoie lor a fost să simt în siguranță. Exact. Moldova a oferit acest simț. Toate alte chestii, unde locuiesc, hrana și așa, deja a fost atunci se rezolvau probleme secundare. Da. Prima problemă generală, să fiu în siguranță. Moldova a oferit. Well targeted, în locul potrivit, la momentul potrivit, cel mai potrivit. Da, luăm publicitate și revenim imediat. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri. Fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Постреляли побит. Вот скажите, куда мне ехать? Паймосул авион Мрия a fost bombardat de către armata rusească. Видишь на улицу, как будто как в Чернобыле, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студента. Крылей класса, да, мы можем. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperit aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș fără îndoială este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din mari actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile Valorile duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV.
Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. În curând, în casele voastre, la Jurnal TV. У него самая высокая раскрываемость в управлении Шевченковского района. Urmăriți seriale de succes produse în Ucraina. Cunoașteți operele regizorilor consacrați din țara vecină și prindeți gustul producțiilor de calitate. Scenarii puternice despre curaj. Cărivătul. Istorie, drame și emoții sincere. Разбила жизнь одному моему сыну, а второго заставила жить во лжи. Это мои дети. Внимательно, внимательно! Олег в курсе, что это наши родители? И может быть. Это женщина моя мать? Я твоя мать. Într-o nouă grilă lansată în semn de susținere a poporului ucrainean. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас ушел из этого дома. Ты не это ищешь? Seriale produse în Ucraina. Din toamnă la Jurnal TV. În locuri izolate, Moldova ascunde povești de viață care trebuie cunoscute. Statul nu pătrunde suficient în problemele sociale, iar unele cazuri importante rămân un mister. Noi le descoperim și le transformăm în reportaje originale, investigații de amploare și campanii de autor. În fiecare sâmbătă, de la ora 19, Jurnalul Săptămânii cu Diana Popa la Jurnal TV. Cu celor mai fierbinți evenimente. Îi scoatem la suprafață pe cei care ignoră legea. Prezentăm cazuri șocante și demascăm scheme de corupție. Toate la Patrula Jurnal TV. Duminică de la ora 19 la Jurnal TV. Cum ai reacționa dacă te-ai face cu milionul în buzunar? Я неделю не спала. Как это спать миллионершей? Ну, путям să număr cifrele, zerourile. Nu m-am strigat. Milionul! Iată ce am pus noi la cale. Într-un nou sezon, la Se caută un milionar. De azi înainte, casa asta este casa voastră. Noi am cumpărat casa pentru voi. Da, eu mulțumesc, dar nimeni cu mine crederea că știi ce vă zic. Da. Mulțumim vouă și la toți, echipa și la toți care s-au implicat și toți care au inimă mare și pot să facă un bine. Se caută un milionar. Sâmbătă la Jurnal TV. Și performeri. Analizăm și îmbunătățim împreună sportul moldovenesc. În fiecare zi de vineri de la ora 20, fii cu noi la Total Sport. Total Sport. În fiecare zi de vineri, doar la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni.
Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Revenim la discuția din studio. Despre ofensivă vreau să, sau contraofensivă vreau să vă întreb, pentru că am văzut diferite comentarii, mă rog, a experților militari și, sau poate a unor diletanți, nu știu, dar am văzut că unii zic că această contraofensivă a ucrainenilor a început. Și am văzut anumite mișcări la Bahmut, mișcări reușite din partea armatei ucrainene, care înaintează zilnic, ne recuperează teritorii și vreau să vă întreb, a început sau nu a început această contraofensivă? Da, această întrebare este pusă de fiecare ziarist în Ucraina și nu numai în Ucraina. A, da? Absolut, da. Toată lumea vrea să știe și eu, sincer, tot aș dori să știu s-a început sau nu. A, nu știți? Dar răspunsul, nu știu. Răspunsul este foarte simplu. Numai 3 sau 4 persoane în Ucraina știu sigur s-a început sau nu, dar dacă nu s-a început, când se începe? Aha. Oameni, personalități de gen președintele, ministrul de apărare, conducătorul stafului major, deci acești oameni știu sigur. Și toți alții... Adică din motive de securitate, chestia asta nu se anunță, am înțeles. Cred că vom ști în momentul potrivit. Dacă presupunem acum, reiez din răspunsul dumneavoastră, dacă zicem că încă nu a început, să zicem că nu a început încă această contraofensivă a Ucrainei, de ce ar mai avea nevoie armata ucraineană, Ucraina, pentru a începe să-și recupereze teritoriile pierdute? Din teorie militară se știe că înainte de contraofensivă trebuie să fie făcute atacuri asupra centre de comandă, linii de comunicații, stocuri de armament și muniții, de carburant și așa mai departe. Și sigur că cred eu că suntem în perioada de pregătire contraofensivă, pentru că în știrile am văzut deja niște elemente, atacuri asupra stocuri de muniție sau de carburanți. Ce are nevoie de Ucraina? Toate instrumentele care pot să ne ajute să ajungem, să atacăm aceste țintele, pentru că în amicii noștri toți sunt oameni, băieți cu minte, au înțeles că raza de acțiunea rachetelor ucraine care sunt în Ucraina deja este cam 300, exersi sunt cam 80 de kilometri, de exemplu HIMARS atinge. Avem nevoie de armă cu rază mai lungă și partenerii noștri din Marea Britanie deja a informat că au oferit o asemenea rachete cu rază de acțiune mai lungă, Storm Shadow se numesc. Deci și președintele ucrainean, care a făcut un turneu prin Europa, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, săptămâna trecută și la începutul săptămânii acestei săptămâni, tot s-a concentrat asupra asistenței militare de care are nevoie Ucraina și a fost oferită o asemenea asistență. Germania a proclamat că oferă asistență aproape la 3 miliarde de euro. Marea Britanie, Franța, președintele Macron a promis ceva foarte serios și cu rachete de rază lungă, de acțiune și alte chestii militare. Deci ne pregătim. Ne pregătim. Cât are de gând să recupereze armata ucraineană toată teritoria, în momentul în care, inclusiv Crimeea, că asta inclusiv e întrebarea. Inclusiv Crimeea, toată teritoria ucraineană în conformitate cu frontiera din anul 1991. Este recuperabilă? Sau în mod militar, sau în mod diplomatic.
Aha. Dar noi suntem deschiși pentru opțiuni diplomatică, da, dar nu ne admitem ca plata pentru negocieri să fie cedarea unor porțiuni de teritorii naționale. Nu se poate. Deci, pe cale diplomatică, noi admitem negocieri cu țintă cum și când Ucraina ajunge la frontiera ei din anul 1991. Ce ar presupune aceste negocieri? Pentru că noi vedem orașe întregi distruse în Ucraina. Și eu acum presupun, și mă rog, din cărți ce am mai citit, cum se proceda în alte războaie, că țara agresoare oferă despăgubiri. Credeți că Rusia ar accepta să ofere aceste despăgubiri? Chiar dacă Rusia nu se accepta, Ucraina va învinge în mod militar, Rusia pierde. Și în cazul ăsta ce și există mai multe instrumente internaționale ca să învingă pe conducătorii ruși să plătească. O parte din assets în engleză, valori. Aha. O parte de valori statului rus sunt înghețate în băncile din vest. Rusia este o țară mare care exportă multe bunuri în toată lumea, inclusiv în țările de vest. Cu resurse energetice. Cu resurse energetice, cu alte resurse. Și sunt instrumente juridice în dreptul internațional care poate învingă sau ajute Rusia să se plătește aceste despăgubiri. Absolut. De exemplu, o parte din viruchka, scuze, nu știu termenul potrivit, poate fi confiscat pentru Ucraina ca să fie despăgubită. Da. De exemplu, ieri sau alaltă ieri, nu-mi amintesc, a fost în Islanda un summit țărilor din Consiliul Europei, unde a fost semnat un document care presupune ca să fie creat un registru de pagube făcute de Rusia în perioada de război cu Ucraina. Este primul pas spre rezolvarea problemei despăgubiri. Da, am văzut că și Moldova e parte a acestui registru. Mai multe țări, mai mult decât 30 de țări au semnat acest document. Deci deja s-a format o coaliție internațională a țărilor care consideră că Rusia trebuie să plătească și ca prim pas în această direcție a fost luată decizie că se creează un registru de pagube care trebuie să fie despăgubite. Da, dar există în momentul acesta o evaluare a ceea ce au distrus? Ucraina are o asemenea evaluare. Cam cât? Evaluare confirmată prin documente și recunoscute pe plan internațional de câte, de exemplu, organizații financiare internaționale. Numărul este 470 și ceva de miliarde de dolari. De dolari. În conformitate cu datele ucrainene, care sunt în guvernul ucrainean, pagubele sunt mai multe, dar se așteaptă ca să fie confirmate prin documente respective. Am ajuns la suma mai mult decât 700 de miliarde de dolari. Dar trebuie să fie luate în vedere că aceste două sume de fort se calculă despăgubiri diferite. Se diferă despăgubiri care sunt calculate. Guvernul ucrainean se calculează tot, inclusiv pagubele ecologiei, de exemplu. Da, pentru că ecologia suferă foarte mult și probabil se vă transformă în cea mai gravă problemă în lume. Pentru că, de exemplu, deja avem o suprafață minată care are nevoie de dezminare, cea mai mare în lume.
și cu resursele existente, umane și financiare, dezminare va dura mai mult decât 20 de ani, de exemplu. Dar sunt mai multe probleme ecologice, nu numai cele legate de mine terestre. Până la pauza de publicitate vreau să vă mai întreb, am văzut o declarație făcută de Vladimir Zelenski, care a spus că judecata lui Dumnezeu pentru Putin e prea puțin. Și vreau să vă întreb ce pedeapsă ar fi suficientă pentru Putin și generalii lui pentru această crimă în desfășurare care are loc în Ucraina. Sunt sigur că Curtea Internațională de la Haga va decide în mod transparent, corect și din punctul de vedere dreptului ce fel de pedeapsă trebuie să ajungă pentru domnul Putin. Cum poate avea loc acest proces în perioada în care Putin se află la butoane în Rusia? Sincer, eu nu știu cum, dar știu că au fost precedente. Domnul Slobodan Milošević tot a fost la putere și considera că nu e cazul lui. Da. Dar a trecut ceva timp și sârbii au transmis pe domnul Slobodan Milošević la Haga. Eu sunt sigur că vine momentul când rușii o să transmit pe domnul Putin la Haga. Să vedem, că văd că oamenii care mai înțeleg câte ceva ce se întâmplă în momentul acesta în Rusia, cam fug din Rusia și mă gândesc cam cine rămâne acolo și dacă vor fi în măsură să producă o revoluție astfel încât Putin să sară din fotoliu la un moment dat. Dar, de exemplu, pentru elita economică Rusiei, la un moment dat, sigur că nu se fie nici astăzi, nici mâine, nici poimâine, dar la un moment dat, elita economică sau unii din elita economică s-ar putea încearcă, în schimb, de exemplu, ridicarea sancțiunilor. Aha. De ce nu? Da, mai luăm publicitate, revenim și discutăm și despre felul cum ne afectează pe noi, pe cei din Republica Moldova, despre regiunea transnistreană și tot felul de zvonuri care se aud, le comentăm pe toate după pauza de publicitate. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Da, și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia, hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta de a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Как произошло? Постреляли, побили. Вот скажите, куда мне ехать? Паймосул авион Мрия a fost bombardat de către armata rusească. Видишь на улицу, как будто как в Чернобыле, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Трелей классы, да мы можем. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da.
Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperit aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș, fără îndoială, este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din marii actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile Valurile, duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. În curând, în casele voastre, la Jurnal TV. У него самая высокая раскрываемость в управлении Шевченковского района. Urmăriți seriale de succes produse în Ucraina. Cunoașteți operele regizorilor consacrați din țara vecină și prindeți gustul producțiilor de calitate. Scenarii puternice despre curaj. Cărivătul. Istorie, drame și emoții sincere. Разбила жизнь одному моему сыну, а второго заставила жить во лжи. Это мои дети. Внимательно, внимательно. Олег в курсе, что это наши родители? Не может быть. Это женщина моя мать. Я твоя мать. Într-o nouă grilă lansată în semn de susținere a poporului ucrainean. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас ушел из этого дома. Ты не это ищешь. Seriale produse în Ucraina. Din toamnă la Jurnal TV. Locuri izolate, Moldova ascunde povești de viață care trebuie cunoscute. Statul nu pătrunde suficient în problemele sociale, iar unele cazuri importante rămân un mister. Noi le descoperim și le transformăm în reportaje originale, investigații de amploare și campanii de autor. În fiecare sâmbătă, de la ora 19, Jurnalul săptămânii cu Diana Popa la Jurnal TV. Suntem în mijlocul celor mai fierbinți evenimente. Îi scoatem la suprafață pe cei care ignoră legea. Prezentăm cazuri șocante și demascăm schimb. La ultima parte a acestei emisiuni am zis că o să o dedicăm mai mult Republicii Moldova și felului cum percepem noi ceea ce se întâmplă în Ucraina acum. Republica Moldova a trecut printr-un război organizat, plămădit tot de către Federația Rusă. Pentru a bloca unirea Republicii Moldova cu România. Așa spunea Selezniov la un moment dat, la o conferință de presă în Parlamentul Republicii Moldova. Și iată că noi ne-am pomenit cu un conflict care mocnește de 30 de ani și noi n-am mai rezolvat problema asta. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este de ce nu acceptă Ucraina un conflict înghețat de felul celui pe care îl avem astăzi în Republica Moldova. De ce credeți că asta nu este o soluție pentru Ucraina? Asta nu e pentru soluție din două motive principale. Primul, noi am înțeles foarte clar că
Conflictul înghețat nu este o soluție. În cazul dacă avem treabă cu domnul Putin. Conflict înghețat este numai o condiție necesară pentru Putin să fie pregătit mai bine pentru războiul în continuare. Să-și întărească forța. Așa s-a întâmplat și în Ucraina după anul 2014. La Donbasul nu a fost înghețat, dar a fost menținut ca un instrument de pregătire, ca un instrument de a câștiga timp, să se termine reforme militare în Rusia, armata să fie dotată cu tehnica mai modernă și așa mai departe. Deci, noi știm sigur că conflictul înghețat înseamnă că Rusia revine, dar mai puternică, cu mai multă armă, mai bine pregătită personalul militar și așa mai departe. De aceea, noi considerăm că problema trebuie să fie rezolvată astăzi. Acum. Acum. Primul motiv. Al doilea motiv este ce să facem cu oamenii care au rămas pe teritoriul temporar ocupat. Oamenii în Transnistria, de exemplu, dacă facem comparație, locuiesc într-o țară, nu știu, aproape democratică, în comparație cu ce se întâmplă Donbass. La Donbass sau Herson sau Bucha sau Izium sau în alte culturile care au fost sau rămân ocupate. Acolo e teroare. Este termenul foarte slab. Puțin spus. Aș atrag atenție oamenilor din Moldova la un articol. Știu că oamenii nu iubesc să citesc în prezent, dar un articol care a fost publicat la agenție de știri din Rusia Novosti, RIA Novosti, la data de 3 aprilie anului 2022, autorul ei este domnul Timofei Sergeițev. Este un... Despre ce? Cineva a spus că acest articol este manifest fascismului rus. În acest articol, domnul Sergeițev, la agenție de știri de stat, cu sistemul de cenzură cea mai tare din toate agențiile de știri din Rusia, explică ce înseamnă denaționalizarea și demilitarizarea Ucrainei, care și vin la fiecare oraș sau sat cu liste de oameni care trebuie să fie izolate, anihilate, expulzate. Deci depinde de vina lor în ochii lor rușilor. În aceste liste chiar se află oameni care scriu poveste pentru copii. Pentru acești oameni reprezintă identitatea ucraineană. Sunt deci, purtători de identitate ucraineană. Din ce povestiți dumneavoastră, acum eu mă întorc în anii deportărilor de la noi. Exact. Același lucru exact. Se întâmpla. Intelectualitatea scoasă, absolut. Dusă, împușcată absolut. Și așa mai departe. Și ok, toată lumea știe ce a fost făcut în Bucha, dar asemenea procese sunt în fiecare oraș sau sat care a fost sub ocupație și rămâne. Da. Ce se va întâmpla cu oameni de acolo dacă conflictul se fie înghețat? Purificare etnică, de fapt. Exact. Dar în acest articol se explice tot. O să scrie alb, negru pe alb. O să-l caut. Purificare etnică, purtători de identitate ucraineană trebuie să fie anihilate, Ucraina trebuie să fie, nu trebuie să există deloc. Deci cam asta au făcut pe ucraineni, stau la poziție că nu avem nicio altă șansă, nu avem nicio altă decizie decât să luptăm. Asta e, pentru că dacă cedăm, noi, pur și simplu, nu existăm în mod fizic. Da.
Vladimir Zelenski a fost primul care a vorbit public despre tentativele Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Și din ceea ce s-a comunicat ulterior, am înțeles că Ucraina a transmis acele informații președintelui Maia Sandu autorităților din Republica Moldova. Vreau să vă întreb, acum acest pericol de destabilizare pentru Republica Moldova, din informațiile pe care le aveți dumneavoastră, este la fel de mare ca atunci când a fost transmise acele informații, este mai mic sau la fel de mare cum a fost atunci? Sincer, eu nu am alte informații decât privind fiecare zi din știrile din Republica Moldova, dar presupun că avem evenimente organizate de forțele proruse în Moldova, avem liderii politici care chiar în perioada de război, chiar știind ce fel de atrocitățile sunt organizate de ruși, ce fel de atrocitățile sunt ordonate de Putin, continuă să numește domnul Putin pe un gospodarstvenic. O, Doamne, da. Și mare patriot. Ok, este părere personală, dar la omul la care este liberat ordinul de arestare de către Curtea Internațională, este un act juridic. Nu, pentru telespectatori, îmi asum eu, Igor Dodon a făcut această declarație. Așa l-a numit. Eu n-am numit pe politicianul moldovenesc. Da. Deci, toate astea permite să îmi presupun că acțiunile subversive, spunem așa, în continuare se realizează, sub diferite forme. Pentru că ținta destabilizației situației în Moldova rămâne. Da. Planuri făcute publice referitor la Moldova până la anul 2030, nimeni n-a anulat. Da, și vedem ce se întâmplă. Depinde numai de instrumente. Ce se întâmplă și în regiunea sau autonomia găgăuză în această perioadă, tot felul de încercări de a mai genera un focar de conflict și în acea zonă, un focar de separatism, aș spune, pentru că am văzut declarațiile pe care le-au făcut unii politicieni din autonomia găgăuză care se pregătesc să facă un referendum acolo despre vectorul politicii externe din Republica Moldova. E de urmărit acest subiect și o să-l urmărim foarte atent. Vreau să vorbim un pic despre 9 mai. Spuneți-ne, iată, ați văzut cum s-a sărbătorit. Da. S-a comemorat 9 mai în Republica Moldova. Politicieni care, în pofida interdicțiilor de a purta acea panglică a războiului bicoloră, și-au pus-o la piept, au defilat prin centrul Chișinăului și au scandat lozinci, da-ți drastuit și așa mai departe. Iată dumneavoastră, când priviți acest peisaj, acum și ca ambasador vă întreb, dar și ca cetățean al Ucrainei, care a văzut toată priveliștea asta, cum v-ați simțit? M-am simțit foarte rău, sincer, și m-am gândit un simplu lucru. Aproximativ 1000 sau 2000 ani în urmă, swastica a fost considerată ca un semn de prosperitate, ca un semn de mișcare, ca un semn, la unii culturi a fost considerat ca un semn care simbolizează soarele. Dar nazistii lui Hitler s-a transformat swastica în semnul de atrocitățile militare și numai militare. Și în prezent, demonstrarea acestui semn este interzisă aproape în toată lumea, în afară de muzei. La fel, mi se pare, avem situație și cu panglica așa zisă georgievscă. Da. Ok, a folosit în perioada înainte de Revoluție bolșevistă,
Culorile au fost folosite. Au fost reintroduse aceste culorile de Stalin în anul 43, mi se pare, sau 44. După sfârșitul al doilea război mondial, nu au fost folosite, ei au fost reintroduse în ideologie, numeri în perioada lui Putin, ca un simbol. Dar, ok, lăsăm în pace, dar în anul 2014, 15, 16, în 22, în 23, această pântlică este portată de oameni care au făcut, au organizat și au realizat multe atrocitățile, decriminali, și nu numai este părerea mea personală, liderul acestor oameni, domnul Putin, pentru el este eliberat mandat de arestare de către Curtea Internațională. Deci aceste atrocitățile sunt dovedite pe plan juridic. Da. Și toate acestea au fost organizate și realizate inclusiv sub pândlica cea gheorghească. Și după toate acestea, oameni care purtă chiar cu intenții, așa zis, normale. Dar ei este același lucru ca să purtez și swastica. În memorie lui dedușca. Da. Puțin timp ne-a rămas. Vreau să vorbim neapărat despre situația sau conexiunea cu Transnistria, ca să zic așa. Știți că au existat, s-a vorbit mult la noi despre concentrarea de trupe ucrainene în preajma segmentului transnistrian a frontierei moldo-ucrainene și vroiam să vă rog să ne spuneți și să explicăm oamenilor de ce țineți acolo trupe. Situația foarte simplă. Am vorbit de mai multe ori că înainte de anul 2014, înainte de Crimea și Donbass, Ucraina a participat în procesul de reglementare transnistriană și a considerat Transnistria numai ca o parte de problemă de reglementare. Dar în 2014 s-a realizat că Transnistria este folosită de către Rusia și de către servicii secrete ale Rusiei ca o bază pentru activitate subversivă împotriva Ucrainei și, după părerea mea, împotriva Republicii Moldova. Dar după părerea mea. Da. Și vreau să reamintesc publicului că militarii ruși din Transnistria sunt subordonate de, așa zis, districtul militar de vest, Zapadnii Voienii Okrug, și au activitățile similare cu cele de acolo. Și în prezent, militarii din Zapadnii Voienii Okrug se află pe teritoriul Ucrainei. Și când în Transnistria se află o parte din această grupare subordonată direct acolo, sigur că Ucraina consideră Transnistria și militarii ruși din Transnistria și probabil militarii transnistrieni care au activitatea comună din ruși. Antrenamente comune, deci comandamentul comun și așa mai departe. Da. Sunt considerate ca o amenințare potențială, ca un pericol militar potențial. Și în mod normal, Ucraina are o parte de militari noștri, o parte de niște unități militare aproape de Transnistria, ca în caz de necesitate se acționează în mod corect. Da. Vreau să reamintesc că Ucraina chiar a explodat un pod. Da, la începutul războiului, ca nu să fie invadată decât Transnistria. Ucraina a închis frontiera în totalmente cu Transnistria. Apropo de asta, acum, prin segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene, partea care ține cu Ucraina, trece ceva, în vedere oameni... Nimic, absolut. Deci, acolo e închis. Totul este închis și chiar
să poată o tranșee în toată lungimea Am înțeles. Acestei porțiuni de frontieră. Da, mai e o declarație pe care vreau să o invoc, cea a pseudo-ministrului securității de la Tiraspol, Valerii Ghibos, care a spus că Ucraina și Moldova planifică să soluționeze conflictul transnistrean pe cale militară. Asta a făcut declarația săptămâna asta. Spuneți-ne dacă există astfel de discuții. Chiar și neoficial, dacă există, se poartă astfel de discuții. Eu nu știu despre o asemenea discuții. Ucraina respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova. Transnistria este o parte integrală a Republicii Moldova, recunoscută de către Ucraina. Și Ucraina nu se face nimic dacă nu, ce nu este agreat de către Guvernul Republicii Moldova. Uh-huh. Clar. Cu excepția lui Vitali Ignatiev, exponenții regimului separatist prorus de la Tiraspol par destul de tăcuți în ultima vreme. Dacă spre Chișinău mai aruncă câte o săgeată din când în când, atunci în raport cu Ucraina nu suflă o vorbă. Cum vă explicați dumneavoastră această situație, tăcerea asta a lor? Să schimbați situația pe linie de front. Deci ei au înțeles că s-ar putea ca Rusia să nu-i mai țină în brațe? Exact. Asta e ideea. Uh-huh. Părerea mea. Da. Din informațiile pe care le aveți dumneavoastră, sunt mulți mercenari din Transnistria care luptă de partea rușilor. Simplu nu știu. Am văzut câțiva prinși și filmați, de asta întreb. Înțeleg că sunt. Da, dacă unii devin prizonieri de luptă. Da. Da, se întâmplă, dar câți sunt, nu știu. Așa, bun. Credeți că problema transnistreană ar fi existat astăzi dacă, în timp, în ultimii 30 de ani, decidenții politici de la Chișinău, de la Kiev, nu ar fi avut interese în gaura neagră numită Transnistria? Adică credeți că această enclavă separatistă prorusă ar mai fi existat dacă mafia din diferite colțuri nu și-ar fi dat mâna? Eu consider personal că această problemă transnistreană ar exista în orice variantă, pentru că, în primul rând, în această problemă este interesată Rusia, în existența ei. Și toate aceste procese despre care ați vorbit, corupția, gaura neagră și așa mai departe, dacă intrăm în detalii și căutăm cine anume a avut acces la gaura neagră, cu mare surpriză, cred eu, vom găsi niște personalități legate sau nu legate, ok, binevenite în Rusia, de exemplu. Ceaica, de exemplu. Asta e explicație. Uh-huh. Părerea mea, problema transnistreană va exista atâta timp cât Rusia se fie interesată sau se fie în stare să suportă Transnistria. Am înțeles. Și toate alte efectele din Moldova sau Ucraina sunt efecte laterale. Aha. O eventuală victorie a Ucrainei. Scuze, și alte probleme laterale demonstrează cât de puternică influență era Rusiei în Moldova și Ucraina. Da. La un moment dat, într-un interviu dumneavoastră, ați spus că ați pus-o cumva în contextul unei eventuale victorii a Ucrainei în acest război declanșat de Rusia și spuneți că, în acel interviu, spuneți că Ucraina are o datorie morală față de Republica Moldova și faceți cumva referire la felul cum s-a comportat sau atitudinea pe care a avut-o Ucraina în perioada războiului pe care noi l-am avut în 1992. Acum, de aici extrag întrebarea și vă adresez. În eventualitatea în care Ucraina are victorie în acest război declanșat de Rusia, cum ne ajută asta pe noi să scăpăm de problema transnistreană? În primul rând, sincer, eu nu știu cum
exact poate să ajute, dar în general, ca efectul mediat de victorii militare ucrainene, să fie ca atenție Rusiei sau regimului rus, care să fie la Kremlin sau în altă parte țării, da, nimeni nu știe, să fie direcționat spre alte subiecte mai interesante decât Moldova. Așa. Sau Transnistria. Și totul va depinde, în primul rând, de moldoveni și guvernul Republicii Moldove. Care să fie poziția lor în acest sens? Poate Ucraina este dispusă să ofere orice fel de ajutor, orice fel de ajutor care este requested în engleză. Posibil. Care este posibil sau propus de către guvernul Republicii Moldova. Da, nu mai avem timp, au rămas multe întrebări neadresate, dar... Invitați-mă, da, cu mare drag. Mai târziu. Cu mare drag. Duminică, mergeți cu noi în piața Marii Adunări Naționale, la acea adunare? O să fiu acolo, da? Dar ca un vizitator. Da, sigur că da, ca vizitator. Noi toți ca vizitatori mergem acolo. Vă mulțumim tare mult că ați venit la noi. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, încheiem aici. O seară frumoasă.